ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Relații de Parenting. Este emisiunea cu numărul 15. Bine ai revenit, Alex. Bine v-am regăsit. Am zis bine, da? Emisiunea cu numărul 15. Iată că avem deja 15 săptămâni de când suntem împreună, de când facem această emisiune împreună pentru telespectatorii noștri, de când te deplasezi de fiecare dată ca să la Piatra Neamț să vii și să le spui telespectatorilor și celor care ne urmăresc. Și eu mă gândesc în mod special la cei care sunt plecați din țară și care, dragii de ei, așteaptă cu nerăbdare aceste emisiuni, pentru că sunt pentru ei un mare ajutor. Și pentru asta trebuie să-i mulțumesc lui Alex încă o dată. Cu mare drag. Am rămas cu acea imagine de la emisiunea trecută, pentru că Alex n-a terminat ce a avut de spus atunci. Și așa cum e bine să facem, să legăm lucrurile și să fie bine înțelese, ne spunea Alex că aceste lucruri pe care noi ni le dorim pentru copiii noștri sunt de fapt cele care ni le dorim pentru noi, să le trăim, să retrăim viața noastră prin viața copiilor, să aibă copiii ceea ce noi nu am avut. E bine de gândit la lucrul acesta și am să-l las pe Alex să explice mai departe de unde a rămas la emisiunea trecută. Te rog, Alex. Mulțumesc. Deci la ultima emisiune am zis și recomand încă o dată toți părinții sau cei care au în grijă un copil, că poate să fie un părinte biologic sau un părinte surogat, da? Adică înlocuitor, să identifice, să facă o listă cu 50 de așteptări pe care le au de la copiii lor sau 50 de dorințe pe care le au legate de copiii lor, de ceea ce își dorește ca copiii să devină sau unde să ajungă sau ce să manifeste, cum să manifeste, cum să se comporte, cum să se poziționeze, cum să relaționeze, cum să nu relaționeze, cum să se deschidă către ce să meargă, ce să aleagă, cum să aleagă, adică toate aceste detalii. Cu cât elementul de detalii este mai mare, cu atâta claritatea pe care o aveți la sfârșitul exercițiului este mai mare. Cu alte cuvinte, faceți o listă cu minim 50 de dorințe pe care le aveți legat de copilul vostru și în momentul în care finalizați această listă, înlocuiți copilul cu numele vostru. De ce? Pentru că întotdeauna ne vom dori de la ceilalți ceea ce de fapt ne dorim de la noi. Da? Și observăm asta pe partea de și psihologie și de consiliere. Da? Te duci la un consilier, te duci la un psiholog și psihologul spune ce ar trebui să faci tu cu viața ta. Adică ce ar trebui să facă el cu viața lui. Da? Aș putea să te eu, de exemplu, acolo undeva mi-aduc aminte că am spus că să-și iubească semenii, să-și respecte semenii, lucruri pe care eu l-am făcut toată viața mea. Mai mult decât atât, chiar am avut o discuție, dacă ți-aduce aminte, după emisiune și mi-ai spus că trebuie să-ți acorzi ție mai multă iubire decât semenilor tăi, să-ți acorzi. Adică să mă iubesc și pe mine, pentru că acord timp, da, acord timp și iubire multora, dar pe mine m-am neglijat. Ei, deci aici nu mi se pare puțin, îmi doresc ca și copilul meu să fie cum am fost eu, cum sunt eu, să-și iubească semenii, să-și respecte așa cum și eu i-am iubit și am respectat. Pe asta vreau să te întreb, este valabil fiecare lucrușor în parte? Absolut toate. Înseamnă că n-am iubit suficient semenii mei? Nu e vorba de asta. În momentul în care tu îți dorești ceva copilului, e legat de faptul că tu îți dorești ceva legat de raportarea ta pe care tu ai în raport cu exteriorul sau cu interiorul. Da? Omul, și acum o să desenez ceva ca să înțelegem despre ce este vorba, omul începem să legăm piesele ca să mergem mai departe pe da. Grupe de vârste și ce o să fie. Da? Ăsta să zicem că e conștient omului. Da? Ok. Ăsta este partea de subconștient și punem omul undeva în interior. Da? De ce? Pentru că omul are o interfață de lucru cu exteriorul și cu interiorul prin conștient și mai are zona de inconștiență sau de subconștiență care cumva este toate aceste straturi pe niveluri. Am explicat în emisiunile anterioare și o să intrăm mai mult în detaliu la următoare. În momentul în care tu zici iubire față de semeni, asta înseamnă că există mai mulți semeni în afară și el ce are de învățat este să iubească mai mult semenii. Adică să iubească semenii. Okay. Da?
În momentul în care tu zici să iubească semenii, adică să iubească exteriorul, semenii reprezintă toți oamenii care sunt în jurul lui. Okay. În momentul în care tu îi zici copilului să se iubească pe sine, este să-și acorde atenție. În primul rând, ca să te iubești pe tine, trebuie mai întâi e nevoie să te descoperi cine ești tu. Da. Da. Cea mai simplă formă prin care putem să manifestăm iubire este să ne iubim semenii. De ce? Pentru că de obicei ne punem la dispoziția lor. De ce? Pentru că de aici primim validare. Cine îți oferă validare, ce îți oferă? Îți oferă sentimentul că existi și că ai valoare. Da? Tu faci ai un comportament și faci comportamentul respectiv, îl duci în folosul cuiva. Acel cineva semănă, această persoană în raport cu care tu faci acest comportament sau duci, plătești tributul, ca să zic așa, te validează pentru comportamentul tău, tu te simți onorată, valorizată, ai valoare și în momentul acela ai sentimentul că ce? Că ești iubit. De ce? Pentru că primești ce? Atenție, conectare, acceptare, iubire. Și ce zice? Ce zic părinții sau ce zic oamenii? Uite ce cuminte el, copilul acela, merită să fie iubit, nu? E așa? Da. Spun părinții așa? Așa este. Spune tot socialul așa? Da. Uh-huh. Dacă tu ai un comportament care este potrivit pentru ceea ce îmi doresc eu, sunt pregătit să te accept, adică să mut atenția asupra ta, să te accept, să mă conectez la tine și să schimb și să mă duc într-o relație de iubire cu tine. Se întâmplă așa? Uh-huh. Se întâmplă așa. Asta ce înseamnă? În momentul în care eu doresc să mă duc mai mult în relația cu semenii, este pentru că îmi doresc mai multă iubire. Uh-huh. Asta ce înseamnă? Că dacă eu îmi doresc mai multă iubire, ducându-mă în relația cu semenii, asta înseamnă că eu nu am iubire. Îmi lipsește. Adică nu am suficient sau cât am nevoie, cât doresc, cât simt că mi-aș dori să am. Și atunci, în momentul în care tu îi spui copilului, fii atent cu semenii, du-te într-o relație cu semenii, fii atent la nevoile lor, știi foarte clar că există un mecanism și în momentul în care tu satisfaci nevoia unui seamăn de-al tău, seamănul tău se întoarce cu atenția asupra ta, cu acceptarea asupra prezenței tale, comportamentului tău, cu conectare și implicit cu energie de iubire care te face pe tine să te simți valorizat, valoros, că existi și... Wow! Că ești cineva. Wow! Da? Și capeți o identitate. Nu, nu ai așa spune, prescurtat. Wow! Cine îți dă identitatea, ți-o dă cel în raport cu care ai prestat serviciul de ceea ce este, sau comportamentul, sau atitudinea, sau ceea ce ai manifestat. În momentul în care tu ai pus pe listă să fii atent la nevoile semenilor sau să fie în iubire sau să stea în relație cu semenii, tu i-ai spus, du-te în relație cu ce? Cu oglinda ta. Adică cu tine, manifestat prin ceilalți. Te duci în relație cu toți semenii de iubire? Tu. Eu dacă mă duc? Da, în general. Da. Da, cu toți. Nu există unul pe care tu să nu-l respingi. Ba da, mai și că nu poți accepta pe oricine. Nu poți accepta pe oricine. Pe baza ce? Pe baza căror criterii separi, selectezi? Criteriul de bun și rău. Bun și rău, da? E un sistem valorii. Bun, rău. Dacă o persoană are un comportament, atitudine, manifestare, care este în sistemul tău de valori, sistem valori, da? În acel moment îl accept și zici este bun, da? Dacă nu este în sistemul tău de valori, este rău. Uh-huh. Okay. Cei care se subscriu la sistemul tău de valori sunt buni. Cei care nu se subscriu la sistemul tău de valori, al tău, sunt răi. Da? Mai există o variantă în care sunt persoane care nu se subscriu la sistemul tău de valori, dar te duci în relație cu ei să obții ce? Iubire, acceptare, validare. Dar nu ești aliniat cu ceea cu comportamentul tău, adică manifesti o atenție pe care o duci în direcția asta, se numește comportamentul acela prin care nu ești autentic, adică... Fals? Fals, da? O falsitate, atitudinea falsă sau manifestare falsă. Adică, tu în interiorul tău
știi că omul nu se poziționează, adică nu este în sistemul tău de valori și cu toate astea tu ce urmărești? Un beneficiu. Și ce faci? Intri în relație cu acest cineva, te comporți într-un anumit fel, nu pentru că este în sistemul tău de valori, pentru că dorești iubirea lui, ci îți dorești un beneficiu. Da? În momentul în care îl înveți pe copilul tău să se ducă în relație cu semenul, copilul, dacă ceilalți sunt în sistemul de valori, se vor duce într-o relație naturală cu ceilalți și atunci se vor deschide și vor forma ceea ce se numește grup social, adică un grup la care își dorește să aparțină. Iar dacă nu obține iubire autentică, normală, acceptare, validare pe același sistem de valori, în momentul acela înseamnă că își dorește să intre în acel grup social cu scopul de a obține un beneficiu, care poate să fie de tip material, poate să fie un beneficiu emoțional, poate să fie un beneficiu de valoare, poate să fie un beneficiu de recunoaștere, poate să fie orice fel de beneficiu, dar nu este iubire. Scopul nu este iubirea. Scopul este altul. Definit altul. Altul, da? În momentul în care atenția ta este mai mult pe exterior, atenția ta este pe oglindă. Atenție, tot ceea ce tu întâlnești la nivel social, copilul întâlnește la nivel social, întâlnește ce? Cei care sunt în sistemul de valori, cei care nu sunt în sistemul de valori. Și așa putem să selectăm socialul, da? Cei care sunt în sistemul de valori, poți să creezi o relație autentică cu ei și n-ai nicio problemă și poți să ajungi la starea de iubire. Cei care nu sunt în sistemul tău de valori, nici nu creezi creionezi o punte de legătură, pentru că din start puntea a căzut înainte să înceapă. De ce? Pentru că tu îi spui, el nu merită, că nu este în sistemul tău de valori. În momentul în care tu îi spui copilului tău, du-te mai mult în raport cu exteriorul, cu alte cuvinte, extindeți contactele atât aici, atât aici, atât aici, atât aici, atât aici, tu îi spui, extindeți nivelul de iubire. De ce? Pentru că cu cât intri în contact cu mai multe oglinzi pe sistemul tău de valori, ecranându-te în ei, tu te deschizi mai mult. Da? Acest deschidere suplimentară pe care o primești tu, ecranându-te cât mai multe persoane, te face să iubești mai mult. În momentul în care cantitatea de iubire din tine crește, adică gradul de deschidere din tine crește, în acel moment când te vei uita la cei care nu sunt asemenție, în sistemul, care nu sunt pe sistemul tău de valori, în loc să mai cauți să eviți, vei intra într-o relație cu ei, poate în prima fază obținând anumite beneficii, dar în partea a doua, pentru că gradul tău de iubire crește, vei intra într-o relație cu ei, de ce? Pentru că iubești, nu neapărat pentru că cauți să obții un beneficiu. Și asta ce înseamnă? Că în momentul 2 nu mai există sisteme de valori. Cu alte cuvinte, se face o extensie de sistem de valori de la ceea ce erai tu înainte, la ceea ce plus ceea ce respingeai, punem aici un plus, astfel încât sistemul de valori 1 a celor pe care îi accepți cu sistemul de valori creează un sistem de valori 3 care este mult extins. Da? Și atunci, da, poți să faci o creștere prin relaționare extinsă cu sistemul social. În același timp, pe măsură ce te duci în relație cu oglinda ta, te duci într-o relație cu tine, pentru că orice privire pe care o ai în exterior e o privire pe care o duci în interior. De asemenea, spui copilului tău, ce ai de făcut este să te duci într-o relație cu tine, să te iubești mai mult. De ce? Pentru că singurul motiv pentru care mergi cu adevărat în exterior este ca să primești mai multă iubire, adică să te iubești mai mult. Dar nu te iubești prin tine, te iubești prin alții. Este ca și cum eu fac în raport cu tine ce pot eu să fac în raport cu tine, iar la schimb tu îmi dai iubire. Oamenii care nu pot să se iubească pe sine, da? Pentru că nici măcar nu știu ce e iubire, oamenii care nu se pot valoriza pe ei, caută să se iubească prin alții, în prima fază. Și după ce au primit iubire, validare, acceptare, susținere și identitatea lor este una construită pe baza unei relaționări externe, de-abia atunci vor fi pregătiți să se întoarcă către interior. Da? Și în momentul în care încep să se întoarcă către interior, vor duce mult mai multă iubire aici, dar ducând iubire aici, aduc de fapt iubire în exterior mai mult. De ce? Pentru că în interiorul tău se află toate acele persoane, spuneam la primele emisiuni. Și atunci se schimbă toată dinamica. În momentul în care ne uităm la această listă, să fii atent la alimentație, de fapt e ceea ce îți dorești ție. Da? De ce? Pentru că sunt sigur că de multe ori ai avut tot felul de dinamici care vin din problemele alimentare pe care nu le-ai respectat. Și atunci,
De obicei dorim altora binele pe care nu ni-l dorim nouă. Și ce-i spui copilului tău? Îmi doresc ca... Asta ești tu, da? Tu ai creat un copil care este extensia ta. Atenție, copilul ăsta este el, așa cum spuneam la început. Asta este identitatea lui. După care primește extensia mamei, să zicem. O fac asta. Asta este mama. Mama. Facem cu altă culoare să fie diferențiat. Asta este mama. După care vine proiecția tatălui, da? Sau participarea tatălui. Tată. În momentul în care tu dorești copilului tău ceva, tu nu faci altceva decât să dorești acestei părți din tine care cumva e proiectată în afara ta, adică oglinzii tale, oglindă. Ceea ce tu din perspectiva ta nu ai sau nu ești. Și ce îți dorești copilului tău, adică ție? Să fiu atentă la alimentație, să fiu atentă la anturaj, dacă este bun sau rău, anturajul tău. Da? De ce? Pentru că nu de mult, adică de multe ori te-ai trezit că te-ai dus într-un anturaj, n-ai fost atentă la detalii și pentru că n-ai fost atentă la detalii, detaliile au făcut diferența. Și te-ai trezit că te-ai dus pe către un anturaj care se părea bun, dar de fapt era rău. Adică n-ai fost atentă la anumite lucruri. Ceea ce dorești copilului tău, de fapt îți dorești ție. Să-ți placă sportul, să stai pe picioarele tale, adică să nu mai fii dependentă de unii și de alții. De ce? Pentru că ai descoperit că în viața ta, de foarte multe ori, tu nu te găsi pe picioarele tale. Și pentru că nu te găseai pe picioarele tale, erai într-o relație de dependență. Și ce îți dorești la copilul tău, adică de la tine, care copilul este extensia ta? Să ajungi să stai pe picioarele tale și să nu mai fii dependentă de nimic și de nimeni. Astfel încât să nu mai trească să se duci bani stânga, bani treapta, să te dezechilibrezi în anumite circunstanțe, în anumite momente. Să te descurci singură, să nu mai fii din nou dependentă. Și aici vorbim, numai aici dacă ne uităm, vorbim de grade de dependență. Nu e cazul meu acum. Nu. Uite-te în viața ta unde anume ești dependent. De mama. Nu. Uite-te în viața ta și fă o listă unde anume tu ești dependent. Da? Adică ceea ce fac acum în raport cu tine, fiecare să-și facă acasă. Să nu încarci liberul arbitru al nimănui. Unde încarci liberul arbitru al cuiva? Tu. Poate liberul tău arbitru. Unde te încalci pe tine ca să validezi pe alții? De ce? Pentru că cu cât te duci în relație cu ceilalți mai mult, de foarte multe ori ne pierdem pe noi în folosul celorlalți. Sau îi pierdem pe ceilalți în folosul nostru. Da? De ce? Pentru că vreau prea mult ceea ce îmi doresc eu și atunci nu mai dau spațiu celorlalți să se exprime ceea ce sunt ei. Mă duc în relație cu copilul, mă duc în relație cu soțul, da? Sau cu soția, indiferent de poziția în care stăm. E foarte probabil să încarc liberului arbitru, în relația cu mine, în relația cu terții, astfel încât eu să obțin un anumit comportament. Da? Uh-huh. Da? Să faci doar bine, doar bine. Dar ce e binele? Din perspectiva ceea ce ai spus mai devreme, binele era sistemul tău de valori. Adică să faci doar ce este în sistemul meu de valori. Îi spui copilului tău, du-te și fă doar ce este sistemul meu de valori, pentru că alte sisteme de valori nu sunt bune. Doar sistemul meu de valori, eu ca părinte, ăsta e cel mai valoros. Dar dacă tu ca și părinte, mama, are un sistem de valori 1 și tata are un sistem de valori 2, sistem 1, sistem 2, el o să zică, mama o să zică, sistemul meu de valori e cel mai potrivit. Vine tata și zice, nu, eu am sistemul cel de valori cel mai potrivit. Și fiecare vine cu sistemul lui de valori la copil și spune, sistemul lui meu de valori și sistemul de valori ăsta sunt diferite, doar că în funcție de cine îl prezintă, ăla este mai bun. Mama zice că al ei este mai bun, da, este mai bun decât altul, așa. Tatăl zice, al meu este mai bun. Și întrebarea este, cine are dreptate? Care e bun și care e rău? Fiecare zice că al lui e mai bun. Super. Și atunci, când tu te duci și oferi o ghidare copilului tău, ce te face să crezi că sistemul tău de valori e bun? Dacă tu ai așteptare în raport cu copilul tău, ce te face să crezi că sistemul tău de valori e bun pentru copilul tău? Și atunci ce să fac? Să nu-l mai educ, să nu-i mai spun nimic, nu fura, Eu n-am zis asta. Eu vorbesc din perspectiva acestui sistem. Bun. Și eu din sistemul meu de valori spun așa, să nu furi, să nu bei, să nu înjuri, să nu fii agresiv. Ăsta este sistemul meu de valori pozitiv. Dacă tatăl spune că bate, înjură, fii agresiv, atunci care e sistemul bun? Al meu sau al lui? Bună întrebare.
Îl întreb pe tată, ce câștigi când îl bați pe cineva? Dai o palmă, da? Ce câștigi? Ce câștigă tatăl când dă o palmă? Satisfacția violenței. Nu altceva. Zic, habar n-am. Asta e un beneficiu. Satisfacție vine violență, da? Alt beneficiu pe care... Nu știu, că nu sunt agresivă. Nu, hai nu. Să vedem, facem și noi o presupunere. Ce mai câștigă un om violent care dă o palmă? Atenție, palmă poate să fie o palmă și verbală sau poate să fie o palmă mentală. Ce mai câștigă un... Nu știu, nu pot... Nu mă pot exprima acum ce s-o simte un om, nu știu ce, satisfacție, ce... Satisfacție. Ai zis aici, satisfacția agresivității, așa, altceva. Dominare. E dominant, da? Dominator. Părinte dominator sau persoană? Impunător. Impunător. A inspirat frică, dacă stau și mă gândesc cum mai... Ok. Pentru părintele ăsta, acest comportament este unul bun? Probabil din moment ce face. Dacă te uiți la toate aceste beneficii, e un comportament bun? Nu. Pentru el? Pentru el o fi. Și atunci, sistemul lui de valori e bun? Pentru el da, nu da. Pentru mine. La asta mă refer și eu. Fiecare om are sistemul lui de valori, fiecare om judecă prin prisma sistemului de valori, educă prin sistemul lui de valori, contribuie socială prin sistemul lui de valori. Și atâta vreme cât sistemul meu de valori și sistemul tău de valori diferă, fiecare își va apăra sistemul lui de valori. Copilul are un alt sistem de valori. Copil. Și cum procedăm cu el? Bună întrebare, da? Vine parenting-ul și zice, dorește-ți de la copilul tău ce să facă, cum să facă, unde să meargă, adică ce îți dorești de la copilul tău. Și fiecare vine și își face o listă. Dar atenție, lista asta este pentru tine. Adică din tot ceea ce tu ai experimentat de-a lungul vieții, ai tras niște concluzii. Ai mers și ai făcut niște, ai trăit niște experiențe. Pe baza acelor experiențe, tu faci o listă ce ar mai fi de îmbunătățit în viața ta, nu în viața copilului. N-are nicio legătură cu copilul, are legătură cu tine. Și atunci... Nu vorbesc de pentru tine, vorbesc pentru telespectatori. Așa. Eu repet până când... Da, până când eu am când înțeles, băriesc că înțelegi. Eu sunt sigur că tu ai înțeles. Și atunci, în momentul în care ne uităm la această dinamică, ne dăm seama că fiecare părinte a avut înaintea lui un model de parenting, care, atenție, avem aici sistem de valori mama. Sistem valori mama 1. Sistem de valori tata 1. Și asta este o moștenire, practic. Sistem de valori, mama, se moștenește de familie. Mama 2. Da. Sistem de valori, tata 2, să zicem, da? Și vine copilul. Copilul merge într-o relație de parenting cu cine? Păi, în primul rând, are o relație de parenting cu acest triunghi. Mama, tata, dacă ajunge. Dacă nu ajunge, ajunge pe la alți părinți, surogat și alții sunt, alte sisteme de valori îl influențează. Mama va veni în relația cu el și va spune, tot ce ai de făcut în viața ta este asta, 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 asta și direcționează foarte bine pași. Și ne uităm la, de exemplu, merg cu băieții la grădiniță și lumea se laudă. Că sunt la grădiniță, programul normal și opționalele. Fiecare părinte vine și înscrie pe copilul lui la opționale din grădiniță cât mai multe. După ce l-a scos de la grădiniță, îl mai duce și la alte opționale suplimentare. Da? Și spune și alege pentru copil să facă de toate, da? Cât mai multe. Cât mai multe pe ce? Pe ce bază? Pe ce sistem de valori? Ce a ales părintele? Pe al lui. Da? Eu n-am apucat să fac pian. O să fie un super pianist. Da? Eu n-am apucat, nu știu, să not. Nu e nimic, o să învețe să note. Eu n-am apucat sau nu știu să fac nu știu ce. Nu e nimic, o să fac el. Eu nu sunt o persoană sportivă. Nu e nimic, îl ducem și la karate. Apropo, dădea cineva un feedback. La karate sau la kickboxing, sau la partea asta de arte marțiale, sunt mai multe înscrise, mai multe fete decât băieți. Ce-ți spune asta? Dorința de autoapărare. Oare? Sau nivelul de agresivitate? Din câte știu eu, aici e vorba de autocontrol și autoapărare. Eu, atât așa știu eu. Trăim într-o perioadă în care nivelul de protecție socială este cel mai avansat
și protecție socială și, în fine, ești protejat împotriva oricăror atacuri sau ceva întâmplări din cât am existat până acum. Ce vorbești? Da. Mai gândește-te. Trăim într-o perioadă în care nivelul social de protecție este cel mai mare. În care ești protejat, în care nu ți se întâmplă lucruri pe stradă cum se întâmpla în alte situații, în care, și cu toate astea, copiii, și în special partea feminină, se duce în a spori partea aceasta care ține de agresivitate și de control. De ce? E nevoia de control. Da? Da, controlezi ce? Spațiul social, spațiul de viață și alte niveluri. Da, sunt de acord. E nevoia de a te proteja. Împotriva cui? Tu ești copil. Tu n-ai trăit experiența traumatice. Nu te-a abuzat nimeni, nu te-a furat nimeni, nu te-a... Și atunci de unde îți vine nevoia asta? Din spate. Din spate, da? Și atunci toate aceste sisteme valorice din spate, care au fost creionate pe experiențe de viață trăite, transferă asupra copilului niște nevoi. Dar atenție, în afară de asta vine coparticiparea părintului, care îl ajută pe copil să se ducă în anumite direcții care să-i faciliteze o anumită dezvoltare. Și vorbim de un angajament ca copilul să facă foarte multe lucruri, și ajung la mine copiii pe partea de coaching sau de, și întreb, în ce măsură îți dorești să practici acel ceva? Păi nu-mi doresc. Păi și atunci cine își dorește? Mama, tata. Copiii ajung să trăiască experiența părinților, toate aceste proiecții de devenire pentru copil devin modul de manifestare pentru copil, da? Adică mama vrea ca copilul să facă balet, copilul ajunge și face balet, dar n-are nicio legătură cu baletul. Mama vrea să-și ca copilul să facă pian, copilul face pian, dar n-are nicio legătură cu pianul. Mama vrea ca copilul să dezvolte, să învețe 4 limbi străine, copilul învață dimineața până seara limbi străine, iar el dorește doar să se joace. Asta ce înseamnă? Că toate aceste sisteme proiective, asta e mama, dar vine tata, da? Are și el nevoile lui. De ce? Pentru că am un copil și zic, tu ești urmașul meu, tu o să duci mai departe ceea ce noi suntem, da? Standardul de familie. La nivel transgenerațional sau intergenerațional se face transmiterea trăsăturilor de familie, emblema. Da? Dacă până acum n-am avut un blazon pe care să scrie balerin, nu e nimic, că de acum l-avem. Dacă până acum n-am avut pe emblema noastră, pe blazonul nostru, oameni care știu 7 limbi străine, avem de acum. Oameni cu facultate, avem de acum. Și toți oamenii, adică toți părinții, nu trăiesc ca copiii lor să devină un pic mai mult decât ce au avut ei. Și se asigură cu toate instrumentele că copiii lor ajung acolo. Și apoi își pui întrebarea. Da? Și se numește ghidare. I-am oferit copilului meu ghidare. Și își pui întrebarea. Copilul ăsta, care este, atenție, înainte ca el, și vorbim de conștient, care este undeva în afară, da? Special am făcut desenul ăsta. Ăsta e conștientul copilului. În momentul în care copilul, vine părintele ăsta, ăsta e tata, da? Și spune, vreau să faci asta, întâlnește în subconștientul copilului prezența lui, stratul lui. Conștientul copilului zice, da. Vine mama, vreau să faci asta, întâlnește nivelul, zice, da. Și vine și copilul și zice, vreau și eu asta. Dar până să, dacă sistemul lui de valori este diferit de sistemul de valori pe care tocmai l-a validat mai devreme, nu se mai ajungă niciodată să facă ceea ce își dorește. Uh-huh. Și spui, și te uiți și vorbim la nivel social, da? Că sunt copii care se protejează, poate să se protejeze împotriva părinților. Atenție! Apropo de agresivitatea asta pe care tu ziceai, că îi protecție împotriva cui? Că vorba aceea, nu mai mergi pe stradă, poți să mergi la ora 11, 12, 13, ora 1 noaptea, 2 noaptea, 3 noaptea și nu ți se întâmplă nimic. Hai, cred că nici aici, nu știu ce se întâmplă în... Dar vorbim în orașele mari sau în anumite zone în care lumea este cunoscută și vorbeam din emisiunea trecută, mediatizare care creează o falsă imagine. Ok, poate se întâmplă în anumite lucruri, se întâmplau și înainte, dar nu mai este atât de mult cum se întâmpla odată. Și cu toate astea, nivelul de manifestare în agresivitate crește foarte mult la partea feminină, adică nevoie de control, adică se duc foarte mult în mental, adică degenerare se merge pe masculin, am explicat-o în emisiunea anterioară. În momentul în care noi proiectăm asupra copilului nevoia noastră de devenire a copilului, de fapt noi proiectăm nevoia noastră ca noi să devenim, să fim altceva. E ca și cum, tu nu ești mulțumit de ceea ce tu ești ca părinte, tu nu ești mulțumit de ceea ce ești ca părinte, nu ești mulțumit de drumul tău
călătoria ta, de ceea ce tu ai, de creșterea ta, de ceea ce tu ai atins și ce vrei. Să fie cineva după tine care să continue drumul. Este ca și cum am creat un imperiu și aștept, cresc un copil ca special, creionat, pregătit, trasat cu creionul, să fie pregătit pentru ceea ce eu doresc să ducă mai departe. Eu mi-am creat imperiu, poate să fie și o imagine de familie. Da? Vreau să duc în lume faptul că familia din care provine copilul meu sau familia noastră, da, este o familie foarte, da, într-un fel. Ei, ca să pot să mă asigur de acest lucru, voi face orice ca identitatea copilului meu, ca identitatea pe care o creez eu ca și părinte, să fie una care să respecte ce? Imaginea pe care eu mi-o doresc să o transmit lumii. Partea interesantă este că acest copil, ducându-se în tot felul de stagii de pregătire, își va dezvolta tot felul de abilități și aptitudini, capacități. După care vin copiii, el trece de partea de formare. Da? Termină general, a terminat liceul, termină facultatea și după ce termină facultatea pe care ei și-au dorit-o, nu numai că și-au dorit-o, iar dacă copilul vine cu un pic de luptă ca să zică nu, eu nu vreau să merg în direcția respectivă, printr-o tehnică subliminală sau printr-o tehnică de manipulare vor obține ceea ce ei își doresc, copilul termină facultatea, dacă ajunge să o termine, dacă nu cumva rămâne, se blochează undeva pe la mijlocul facultății și, sau pe la mijlocul liceului și cade în cap și ajunge pe un drum care nu-ți doreai să ajungă copilul tău. Termină facultatea și după ce termină facultatea îți dai seama că de fapt se duce într-un job în care moare în fiecare zi. Și după 5 ani de muncă îți dai seama că copilul tău nu mai există, nu mai are strălucire în ochi, nu mai are bucurie, nu mai are dorință de a face lucruri, nu mai are poftă de viață, pur și simplu el social nu mai există. E un copil mort, se numește morți vii. Ne uităm la socialul în care trăim acum, majoritatea oamenilor din socialul de acum sunt morți vii. Sunt foarte puțini cei care trăiesc cu adevărat cine sunt ei în centrul ființei lor. Da? De ce? Pentru că dacă tu nu ai capacitatea sau nu ai posibilitatea să-ți manifesti propriul potențial și vorbim foarte mult în generația asta de tineri, hai că noi care provenim din generațiile anterioare, părinții care au rămas la zonele de sate n-au putut să influențeze foarte mult ce ai făcut tu după. Și era foarte ușor mai târziu să-ți modifici partea asta. Dar în momentul în care vine un părinte care ocupă deja o anumită poziție de autoritate în mediul social și îți impune ție, fă asta, șansa ta de regăsire, e aproape zero. De ce? Cunosc cazuri, multe. Și sunt foarte multe, da? Și pentru ei... Și mai ales oamenii, antreprenorii, oamenii care au bani, care au muncit, care au firme, care își doresc ca fiilor sau fiicele să preia afacerea și să o ducă mai departe. Profesori care și-au creat o imagine. Fiecare om care și-a creat o imagine puternică în societate, imaginea se numește nivel identitar, da? Și-a creat o imagine identitară în societate, un blazon de familie, o imagine, o perspectivă, dorește ca cel care vine după să ducă acest blazon, această identitate, să o ducă mai departe și să cumva să mă reprezinte cu onoare în societate. Adică el este urmașul meu. El e urmașul Romei. Dintr-un punct de vedere, cred că cel mai greu și mai mult lasă de dorit acolo unde medicii își doresc ca... Medici, ingineri, economiști, toate clasele. Mă refer la medici în mod special pentru că ei văd în familie că sunt ei o meserie bănoasă sau, mă rog... Avocați, notari, adică nu poți să... Contabil. Să fii medic trebuie să fii născut pentru asta. Ori în momentul în care tu vrei să duci mai departe această emblemă de medic, mama a fost medic sau și este medic și să fiu și eu și nu fac cu aceeași dragoste și cu ceea ce trebuie să faci ca să fii medic, mai bine lasă-te. Că e viața oamenilor pe mâinile tale. Și atunci, în momentul în care, și mă întorc un pic la lista asta, în care, și o vorbesc de programe de parenting consacrate care sunt promovate, în care se susține, fă o listă cu tot ceea ce îți dorești de la copilul tău. Fraților, nu faceți lista, dar este lista voastră. Este lista fiecărui părinte. Fiecare părinte ce are de făcut este să facă o listă ce își dorește de la copilul lui, să devină copilul lui. Pentru că de foarte multe ori ne este greu să ne exprimăm ce îmi doresc pentru mine. Mi-e teamă să spun ce îmi doresc pentru mine, pentru că nimeni nu mi-a zis ce îmi doresc pentru mine. În schimb, toată lumea ne-a învățat cum putem să ne punem la dispoziția celorlalți, pentru că asta era singura metodă prin care puteam să ajungem să ne iubim pe noi, prin ceilalți. Da? Am explicat mai devreme mecanismul. În momentul în care
tu te poți pune la dispoziția copilului tău sau cuiva de pe stradă sau oricine din, în folosul oricui din societate și dorești acest ceva pentru acel cineva, de fapt îți dorești pentru tine, doar că n-ai curaj să o afirmi. Caută să vezi unde anume poți să faci asta, tu ca și părinte, astfel încât dacă tu ajungi să primești ceea ce vrei să dai altuia, este foarte probabil ca tu să te echilibrezi atât de tare încât să nu-ți mai dorești asta pentru copilul tău. De ce? Pentru că, în general, mai avem timp? Mai avem. În general, 15 minute, cred. Și vorbim acum de un program care, o să fac o corelare între ceea ce se întâmplă pe piață, apropo de părinți. Că, atenție, programul ăsta e în special pentru părinți, nu e pentru copii. Pentru copii sunt foarte sunt minunați. Sunt unii care au grijă să întunece. Suntem la început de 2018, da? Să zicem 2018, e aici. Și la începutul anului apar tot felul de cursuri și cursulețe pe piață în care spune să-ți stabilești obiectivele. Setați-vă obiectivele pentru 2019, da? 2019 ar fi, s-ar termina 2019, adică până în 2019. Ce vrei să obții în decursul acestui an? E așa? Același lucru faci cu copilul tău. Îl iei pe copilul tău și îl pui undeva aici și zici, ok, ce o să faci tu în 2018-2019? Ce o să faci tu? Adică ce o să spun eu că o să trească să faci tu? Te înscriu la cursul ăsta, la grădinița aia, te înscriu la formarea aia, te duci și te pregătești acolo cu profesorul ăla. De ce? Pentru că eu la finalul lui 2019 dorești ca tu să atingi aceste obiective. Dacă mergem extensiv 2019-2050-2070, avem lista de aici, din spate. Da? Lista de proiecții pe care tu o faci astăzi, tu, Gina, să zicem, te-ai gândit pentru copilul tău. Ce-ți dorești pentru copilul tău să ajungă în viață? În viață, adică să-și trăiască această experiență. Și putem să băgăm aceste obiective, nu? Ai stabilit niște obiective mai devreme? Da. Ok, acele obiective sunt obiectivele tale. Însă, noi ne gândim la ceilalți că sunt obiectivele lor. Hai să vedem, care este cel mai relevant obiectiv de dincolo? Nu o să mai întorc pagina, cam care ți se părea ție? Nu, pentru că pune unul care vrei tu, nu mai pare important. Bine, hai să întorc pagina să alegi tu unul. Să nu zici după aceea că eu am. Să facă sport, gata. Că eu nu pot să fac sport, clar. Așa, să facă care? Sport. Să facă sport, da? Așa. Deci, obiectivul pe care eu îl am în 2019-2018, care e obiectivul? Să fac sport. Ce obții când fac sport? Faci sport. Condiție fizică, antrenament. Super. Ce obții din punct de vedere emoțional? Cum te simți când faci sport și obții condiție fizică, eliberat. Antrenament? Eliberat. Eliberată. Altceva. Mai ușor. Ușoară. Ce mai obții? Lipsește cuvântul când ai posibilitatea de mișcare. Dinamică. 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 Cum? Libertate. Și libertate. Se zice din platou libertate. Libertate, da. Da, uite, cineva care face sport din emisie spune că e libertate. Altceva, hai să mai vedem. Din platou, ce se mai obține? Cum? Sănătate, da? Sănătate. Eu de aia nu pot să fac sport din motivul unei probleme. Îmi doresc să fac sport pentru că, făcând sport, ceea ce o să ajung să trăiesc este starea de eliberare, mă simt ușoară, dinamică, libertate, eliberată, sănătoasă. Și? Distracție. Distracție. Atenție, ăsta este beneficiu. Motivul pentru care vreau să fac sportul nu este pentru că fac sportul, ci pentru că vreau să trăiesc starea emoțională asociată cu experiența respectivă. Orice lucru pe care îl facem, nu îl facem doar ca să facem lucru, ci să trăim starea emoțională, pentru că suntem dependenți de stări emoționale. Da? Și asta ne ocupă tot timpul, să ne ocupăm de stările emoționale pe care le dorim să trăim. În momentul în care tu, a început anul, în 2018, dacă ne uităm, și acum o să vorbesc în extensiv, vin, te duci la tot fel de cursuri și zici, ok, sau te duci și zici, setezi obiectivele pentru 2019. Setându-ți obiectiv pentru 2019, nu faci altceva decât faci un plan de acțiune, ca un fel de management de proiect. Da? Fiecare obiectiv de genul acesta, ăsta e obiectivul 1, are un management de proiect pe obiectivul 1. Proiect, obiectivul 1. Da? Ca și cum zici, ok, ca să ajung la obiectivul 1, am nevoie să fac acești pași. E așa? Da. Ei, în momentul în care eu mă gândesc să ating acest obiectiv, eu mă gândesc să ating un obiectiv ca să obțin aceste stări. Da? Yeah.
Îi spun copilului meu, dragul meu sau draga mea, te-a pus să faci sport. Anul 2018 este despre sport. De ce? Pentru că tu, făcând sport, eu știu pe sistemul meu de valori, că tu o să te simți mai eliberat, eliberată, ușor, ușoară, mai dinamic, dinamică, mai liber, liberă, mai sănătos, sănătoasă, o să fii mai cu stare de distracție mai pronunțată. Satisfăcută, da? Satisfăcută. Distracție, satisfacție. Ok, da? Pentru asta dorești copilului tău să facă sport. Și performanță. Și performanță. Cheie, da? Performanță, asta ce înseamnă? Ce ne aduce performanța? Imagine parentală. Îmbunătățită. Trofee și bani. Da, dar asta se deduce totul la imagine parentală îmbunătățită. Adică, dacă știi că copilul tău este ultimul din clasă și de-abia își trece între clase, da? Sau de-abia performează și el un pic acolo, te simți prost. Cum te simți ca părinte? Te simți prost. Eu mă simt prost. Adică pe sistemul meu de valori, da. Eu mă simt prost, da? Ca părinte. Dar dacă copilul meu este premiant și merge la toate olimpiadele și ia toate premiile și eu stau cu el zi de zi și el excelează și performează. Crește ego-ul. Cum te simți? Lasă ego-ul. Bine. Bine, da? Pe sistemul meu de valori, eu mă simt bine. Și spui întrebarea, cum vrei să te simți, bine sau prost? Evident că bine. Bine. Și atunci faci orice ca să te simți bine. Cum faci orice în raport cu cine? Cu copilul tău. Da. Cine îți dă ție sentimentul de bine? Performanța copilului. Cine se asigură că copilul este performant? Tu. Pentru că tu vrei să te simți bine. Da. Întrebarea este ce își dorește copilul. Păi eu știu ce își dorește el. Asta este. Nu știu. Singurul lucru care se scapă... Uite, am un exemplu chiar foarte concludent. Fetița de 9-10 ani a dus-o la multe. Și sport, și teatru, și balet, și să-și aleagă. Și a ales. Și fetița acum face doar acest un singur segment. Aia a plăcut și face teatru. Ok. Cum afli ce își dorește copilul? Da, eu am anticipat. Atenție! Sportul îți oferă ție performanța care îți dă ție o stare de ție ca și părinte. Da. Dar atenție, oare copilul dorește acea performanță? Păi dacă nu-i place, nu mai face. Atenție! O face. Pentru că tu, ca și părinte, te asiguri că o face. Dar nu face și apare, și apare ceea ce se numește manipulare. Nu o face cu plăcere. Super! O face... Forțat. Fără bucurie. Forțat. Da? Și pentru cine o face? Pentru părinte, evident. Pentru tine. O face pentru tine, adică se pune la dispoziția ta ca tu să te simți bine. Uh-huh. Ce face copilul în acel moment? Se sacrifică pe sine. Suferă. În loc și suferă, da? În loc să-și trăiască propria experiență și să se ducă și să crească exact în ritmul în care el este la nivel sufletește croit să se dezvolte și nu numai sufletește, și în alte corpuri mai profunde decât sufletul, care îi dau o anumită direcție. Acea direcție, pentru că nu este susținută, se pierde în detaliu. Și el urmează doar direcția pe care tu i-o dai. În momentul acela, copilul se pierde pe sine și ajunge să aibă încredere mai mult în exterior decât în el. Și atunci ce va face? Ceea ce i-am spus mai devreme, du-te mai mult în relațiile cu ceilalți. De ce? Pentru că el, dacă nu poate să-și valideze propria chemare interioară și propria lui chemare nu este validată de ceilalți și nu este susținută de ceilalți, se stinge. Și pe măsură ce se stinge, el se stinge. Și pentru că el se stinge, nu-și mai dorește să trăiască. Și asta e motivul pentru care copiii din ziua de azi ajung să trăiască în medii virtuale. Da. Ok? Simplu. Doar pentru că, plecând de la acest simplu exemplu, înțelegem care este modelul de fugă într-un spațiu virtual. Și numai copiii, și adulții. Te duci la un birou, da? Tu ești un copil mai avansat, mai crescut, mai evoluat. Tot copil te numești, da? Ești într-un job și jobul respectiv o faci pentru că trebuie. Cine spune că trebuie? Cineva, mediul social, spune că trebuie să ai nu știu câți bani la finalul lunii ca să poți să-ți plătești toate dările. Îți spune socialul ăsta? Spune. Te obligă să muncești într-o anumită direcție? Da. Te întreabă socialul ca ce-ți dorești tu să manifesti? Ce job ai vrea să faci? Ce-ți dorești? Și ce sumă îți dorești pentru asta?
Te întreabă socialul care sunt perspectivele tale, unde ești tu creativă și unde ai putea să-ți aduci aportul la nivel de lume? Te întreabă? Nu-l interesează. Nu-l interesează. Pe socialul interesează starea lui de bine. Exact. Da? Ce e în mic la nivel de familie este în mare la nivel social. Și spune întrebarea, cum poți să dărâm un social? Păi schimbându-te pe tine. De ce? Pentru că dacă tu în mic ai acest comportament și nu crești un copil care să vadă perspectiva diferită, adică să-i spui că ceea ce el își dorește este mai relevant decât ceea ce tu îți dorești, dar atenție, ceea ce el își dorește în anumite dinamici, și o să vedem care sunt dinamicele limită în care se poate să petrece asta, pentru că e ok, poți să creezi o hartă de mișcare a copilului, dar harta de mișcare a copilului se face de comportament într-o anumită structură. Așa, înțeleg că ne apropiem de final. 3 minute. În momentul în care tu îți dorești acest lucru de la copilul tău, este evident că toate aceste dorințe pe care tu le-ai legat de copil este pentru împlinirea ta emoțională. Asta, 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 ca și părinte. Dacă tu îți dorești aceste lucruri, este pentru că în spate există niște lupturi emoționale puternice, profunde, care te fac pe tine să-ți dorești asta. Și ce ai descoperit? Ai descoperit că dacă copilul meu face sport sau dacă tu vei ajunge să faci sport, vei obține acest lucru și o trăiești prin copil. Dacă copilul tău face sport, ce se întâmplă? În ce mod obții tu eliberarea? Prin satisfacție. Prin satisfacție. Că ce? Faptul că și copilul meu a ajuns să facă sport, ceea ce n-am putut eu face. Super. Și atunci, găsești o metodă surogat prin care tu să obții această bucurie prin copil. Mhm. Este interesant de văzut ce asta o să facem la emisiunea următoare. Cum se creează, de unde vine această... Adică, cum se creează aceste nevoi? Da? Pentru că astea sunt nevoile părinților, proiectate asupra copiilor, sau sunt vederile lor, perspectivele lor în raport cu sportul. De ce ar trebui să facă un copil sport? În loc ca copilul să facă sportul pentru că îi place sportul care îi place lui, pe care îl face pe el să se simtă într-o stare de bucurie, ajunge să facă sportul pe care îl pune părintele, pentru că acel tip de sport îi oferă performanță, satisfacție și toate cele din perspectiva părintele și nu neapărat a copilului. Și atunci, exact cum spuneai tu mai devreme, în loc să alegi pentru copil, mai degrabă îl duci și îl pui într-o perspectivă de testare. O zi, două, trei, o săptămână, o lună. Pe orice zonă de experiență, de expertiză, de manifestare. Și dacă după o lună el își dorește să meargă, el își dorește să meargă, pentru că găsește bucurie de a merge acolo, super. Dorește aici, dorește aici, dorește aici. Astea le păstrezi, pentru că sunt ce își dorește copilul. Și noi ne-am dorit să păstrăm mai mult, să te păstrăm la Piatra Neamț mai mult într-o emisiune dublă, dacă se poate, ca și timp. Dar nu se poate lucrul acesta, avem doar 50 de minute la dispoziție și nu știu cum se face în ultimul timp. Totdeauna când ar trebui să ne spună efectiv ce e de făcut, pac, vine publicitatea peste noi și trebuie să încheiem emisiunea. Alex, mulțumesc foarte, foarte mult pentru informațiile care ne le-ai adus, pentru că, sincer, uitându-mă și văzând ceea ce face el, m-am dus așa cu mintea în trecutul meu, în copilăria mea și am remarcat niște lucruri. Sunt foarte multe adevăruri aici. Faceți și dumneavoastră, intrați un pic în trecutul dumneavoastră, în copilărie, în adolescență și vedeți că vă veți regăsi aici, cu siguranță, pentru că ăștia suntem. Mulțumesc, Alex, mulțumesc, stimați telespectatori, vă dorim numai bine și nu uitați că prin iubire se rezolvă toate, așa că să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. La revedere!